Cu bucurie aducem înaintea dumneavoastră saluturi din partea bisericii din Albini, din Cluj. Salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Amin. Am citit textul acesta sub un impuls interior, o îndrumare care Domnul mi-a dăruit-o. Și textul acesta constituie o parte din predica lui Ioan Botezătorul și am numit aceste cuvinte, că sunt câteva cuvinte, predica despre model, predica despre model. Cu toții știți ce înseamnă un model și este un lucru clar și îl cunoaștem că tinerii de astăzi caută modele. Bineînțeles că până undeva la 9, 10, 11 ani, modelul tinerilor este părintele. Fie că dacă e fată, poate e mama modelul ei, dacă e băiat, e tata, dar trece timpul și fiind deja în școală, îngrenați, încep să-și caute alte modele. Se uită la profesori, își găsesc un profesor care parcă comportamentul lui rezonează cu gândurile copilului, a tânărului, deja adolescentului, și și-l ia de model. Și trece timpul și poate după 20 de ani îți iei un partener de căsătorie și devine el modelul tău. Și se întâmplă câteodată accidente și mai este câte o soție înțeleaptă care încearcă să-l tragă la semne pe bărbat. Am auzit că undeva s-a întâmplat că el a vorbit urât cu ea. Și a spus un cuvânt care, bineînțeles, nu era o familie de pocăiți, i-a zis un cuvânt foarte urât. Foarte urât. Și ea s-a uitat senină la el și a zis, știi că am auzit odată că în Biblie scrie că bărbatul e capul femeii. Tu ești cap de vacă. Și a încercat să-l trezească pe om, pentru că el vorbea urât. Și vedeți, după ce ne căsătorim, ne luăm modele și poate nici nu ne dăm seama, dar îl limităm pe celălalt în gesturi, în cuvinte, în fapte. Și pe lângă modelele astea tipice, mai sunt modelele zilei care le fac de departe sau de aproape, de pe ecran sau poate cine știe de unde, cu mâna tinerilor. Și sunt tineri care se uită la tot felul de modele și mă duc în Ieremia, în capitolul 9, pentru că aici Ieremia a identificat prin Duhul Domnului exact aceeași problemă care este problema secolului nostru, în special a tinerilor, problema modelelor. Ieremia, capitolul 9, versetul 23, spune așa, așa vorbește Domnul. Înțeleptul, deci observați, tinerii de astăzi își caută modele printre oamenii deștepți. Încă a apărut o carte care persiflează vorba asta, care nu e gramaticală, românul e deștept. Oh, vai de el, vai de el, român deștept. Sunt oameni înțelepți pe care îi cotează la nivel mondial lumea și spune, mă, ăsta e un om extraordinar, poate că îl știți, Stephen Hawking, un om care a scris o carte, Adevărul într-o coajă de nucă, sau Universul într-o coajă de nucă, un om care e paraplegic, e paralizat și totuși merge, susține conferințe, predă la universitate și e un om extraordinar de deștept. Mircea Eliade la noi. Wurmbrand, om înțelept în ale Scripturii și nu numai, în ale vieții.
Și atâți alții și tinerii se uită și spun, mă, eu aș vrea să fiu ca și ăla din Anglia. Nu-mi trebuie paralizia lui, dar îmi trebuie mintea lui. Aș vrea să fiu ca el. Și dacă ai fi, ce s-ar întâmpla? Înțeleptul să nu se laude, spune aici, cu înțelepciunea lui. Cel tare. Și acum, pe linia tăriei, sunt multe ramificații. Cel tare fizic. Bruce Lee. Da. Tot felul de oameni puternici, puternici. Te uiți, zici, măi, aș vrea să fiu ca asta. Uite ce musculos e. Din punct de vedere fizic, cel tare. Din punct de vedere calitativ, și se uită tinerii pe ecran și ascultă pe Andra sau cine știe pe cine. Aveți o tânără de aici din biserică plecată pe scena lumii. Și se uită tinerii și tinerele la aceste modele și spun, măi, tare, măi, tare, aș vrea să eu să fiu așa. Și bine, Biblia spune nu. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Frumusețe, Nadia Comăneci era un ideal cândva. Andreea Marin, cine știe câte nume, cine știe. Și tinerii se uită și spun, e tare, e tare. Ce nu, nu te lăuda cu tăria. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Bill Gates. Țiriac. Gigi Becali. Oh, dă-i. Smulți, smulți, mulți. Și Biblia, parcă Domnul a citit gândurile tinerilor de astăzi și nu numai ale tinerilor, că sunt și bătrâni care trăiesc din amărăciunea trecutului și spun, o, dacă aș fi fost și eu ca și cu tare. Și uită că ei au o chemare mult mai mare decât a rătăciților lumii acesteia. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea, cel tare nu cu tăria, bogatul nu cu bogăția. Dar ce să facem, Doamne, cu ce să ne lăudăm până la urmă? Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul. Dacă tu ai realizat că Dumnezeu este Domnul, ești cel mai bun din lumea aceasta. Ești superior președintelui țării sau președintelui Americii, pentru că tu-L cunoști pe Domnul. Știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Așadar, dacă tu vrei să fii bogat, du-te și fă milă. Că o să vină o bătrânică ce a avut o pensie slabă și o să-l osândească în ziua judecății pe Gigi Becali, care a făcut numai de fală și de mândrie tot felul de acte de filantropie. Și ea din pensiuța ei s-a dus la văduvă și la orfan. Uite ce zice aici. Eu fac milă, vrei să fii ca mine? Nu ești bogat în astă lume. Dar ți-am dăruit în fiecare zi câte o părticică, câte ceva. Dăruiește din părticica ta, ai doi bănuți ca văduva. Du-te și fă milă, că atunci vei fi socotit bogatului Dumnezeu în lumea aceasta. Ești înțelept? Dumnezeu ți-a dat înțelepciune? Uită-te că eu sunt Domnul care fac judecată pe pământ. Și judecata mea se face după adevăr și după Scriptură. Împlinește Scriptura și atunci vei fi cel mai înțelept de pe fața pământului. Doamne, ajută-ne! Ești puternic, ești tare sau vrei să fii așa? Uită-te că eu, Dumnezeu, sunt cel care fac dreptate pe pământ. Caută și tu și fă dreptate în viața ta, în familia ta, în jurul tău, atât cât atârnă de tine. Și vei fi socotit într-o zi cel mai puternic de pe planetă. Doamne, ajută-ne! Deci, vedeți, e așa de practic cuvântul lui Dumnezeu, dar mă întorc în Ioan, în capitolul 1. Predica despre model. Mă gândeam aici stând pe scaun. Ce s-ar întâmpla dacă în familia mea și în familia dumitale ar veni într-o zi un cioban, vorbesc așa pe românește, să înțelegem, cu un model, ne-ar aduce un model. Și modelul acesta l-ar lăsa
în fața noastră și v-ar spune: uite, vezi, s-am adus modelul ăsta, un mieluț, cum cumpără oamenii înainte de Paște și îl sacrifică. Și să ne aducă acest om un miel, să spună: uite, îl las în fața ta, de azi înainte îl studiezi, te uiți la el și încerci să înveți ceva de la el. Biblia spune că Dumnezeu vorbește și prin natură, cartea naturii este mare, Dumnezeu s-a revelat prin natură și se revelează încă. Și eu, privind la mieluțul ăsta, aș învăța de la ochii lui care sunt blânzi, să fiu și eu blând. Aș învăța de la coarnele lui care poate încă n-au mijit, să nu lovesc. Aș învăța de la gura lui care rumegă, să nu vorbesc cuvinte nerumegate. Aș învăța de la blănița lui care e caldă, să am o inimă călduroasă și niște brațe care să îmbrățișeze pe cei amărâți și necăjiți. Aș învăța multe, de la un miel, de la un animal. Dar vedeți, este aici predica despre model. Și modelul acesta este net superior oricărui model. Nu există în cer, pe pământ, sub pământ, în iad, în orice altă parte, un alt model ca modelul acesta. Și culmea că acest model este și Dumnezeu și este și om. Este și om. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta era predica pe care a rostit-o omului Dumnezeu, Ioan. Și te uiți la Ioan Botezătorul, spunea cineva, un om al focului, pentru că el a venit în Duhul și în puterea lui Ilie, spune Scriptura, ca să întoarcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. Și când a venit omul ăsta în Duhul și în puterea lui Ilie, a avut parte de două botezuri cu foc. A avut foc în exterior pentru că a stat în pustia Iudeii și îl bătea soarele până l-a ars pur și simplu la față și la trup. Și a avut un botez cu foc în interior, înăuntru lui. Și acolo Dumnezeu a pus cuvinte de foc. Și când a ajuns înaintea lui, ne spune cartea Matei, capitolul 3, câte unul, câte altul să fie botezat, imediat Duhul lui Dumnezeu care era înăuntru îi identifica și le spunea: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, faceți roade vrednice de pocăință și apoi veniți la botez. Vedeți, Ioan era așa de călăuzit de Domnul, de impregnat de prezența, de focul lui Dumnezeu, încât era în stare să excludă oamenii înainte de botez. Noi, ne pare rău, îi excludem după botez, că asta e călăuzirea noastră. Dar Ioan era un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu ardea în inima lui. Și prin focul acesta lui Dumnezeu, omul ăsta, care nu vorbea gratuit, era așa de scump la vorbă, că au trebuit să-l întrebe de mai multe ori până să răspundă. Să-l întrebe: cine ești tu? Spune-ne ceva despre tine. Și au zis: eu sunt doar un glas. Atât. Sunt glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și atât. Nu vă pot spune mai multe despre mine. Ar fi putut să-și descrie biografia, să-și spună genealogia ca un evreu jet pe jet și să spună: știți ceva? Eu, Ioan, sunt din Zaharia, m-am născut din el și din Elisaveta. Și ăsta e din ceata lui Abia. Și ceata lui Abia era una din cele 24 stabilite de David și de Solomon să slujească la templu. Și noi slujeam în luna a șaptea. Și noi suntem niște oameni extraordinari. Dar el nu a mers pe linia asta. A zis: mie mi-ajunge să vă spun atât. Eu sunt un glas și glasul acesta vestește realitatea. Ia cuvântul, va veni cuvântul din cer și zice: cuvântul este între voi și voi nu-l cunoașteți pentru că nu-l vedeți, dar uite, eu îl văd. Și la un moment dat își începe predica asta despre model. Își ridică ochii omul ăsta care nu se prea uita așa în jur, nu era interesat și începe să vorbească. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Și culmea, că după ce vorbește despre Domnul și face mărturisirea asta, vede că nimeni nu se apropie de Hristos și este silit de Duhul lui Dumnezeu care era în inima lui să facă de a doua oară aceeași mărturisire, predica despre model. Și spune, a doua zi stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și imediat cei doi ucenici când aud, merg și încep să-L urmeze pe Hristos. Hristos se oprește. Ce căutați? Versetul 38. Învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți. Și s-au dus la Hristos și zice, în ziua aceea au rămas la El. Și ei stau la Hristos, nu știu ce l-au văzut pe Hristos făcând, probabil se ruga, că scrie Biblia că se ruga foarte des, probabil înțelepciunea care izvora din ființa lui i-a determinat pe oamenii ăștia să meargă și să-i caute pe alții. Și Andrei merge și îl găsește pe Simon Petru și spune, măi, l-am găsit pe Mesia, pe unsul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu coborât de pe pământ. Filip merge și îl caută pe Natanael și spune, noi l-am găsit pe acela despre care scrie în proroci și în lege, e Iisus din Nazaret. O, poate să iasă ceva din Nazaret, ce vino și vezi, și imediat se adună un nucleu în jurul lui Hristos. Și știți ce mă mir? Când s-au dus să-L aresteze pe Domnul Hristos, a trebuit să meargă unul Iuda, așa cum s-a întovărășit coada de topor cu fierul de topor, ca să taie lemnele din pădure. Dacă nu era un lemn din pădure cu fierul împreună, n-avea atâta rezultat să taie atâția copaci. Dar așa a fost și Iuda, era un copac dintre copaci sau un pom dintre pomi. Și s-a întovărășit cu fierul de secure, cu lumea, ca să-L aresteze pe Hristos. Dar ce mă miră? Când ajunge înaintea lui Hristos, erau acolo 11 discipoli, ucenici, și era Hristos în mijlocul lor. Nimeni nu știa care-i Hristos. Toți semănau ca picăturile de apă. Erau 12 picături de apă. Toți semănau. Dar de ce? Păi că semănau din cauza că ei l-au luat pe Hristos model. Și la rădăcina acestei luări ca model a fost predica despre model din ziua aceea, a doua zi, a lui Ioan Botezătorul. Și asta pe mine mă face să-mi adâncesc privirile în legea lui Dumnezeu și să caut să trăiesc cum a trăit Iisus. Să-mi fie El modelul meu. Pentru că modelele din lumea asta se duc, se topesc, odată cu viața lor le pierde și pomenirea lor. Dar modelul meu care stă la dreapta Tatălui trăiește în veci, lăudat să fie El, slăvit să fie Domnul. Și în seara aceasta vine cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și mă întreabă ce fel de model mi-am luat. Mi-am luat modelul din lumea înconjurătoare. Mi l-am luat dintre oamenii lumii acesteia care pierd odată cu viața lor și cu moartea lor și nu mai există? Sau mi l-am luat modelul acesta de pe paginile Scripturii, de pe genunchi, din experiență cu Domnul și de la dreapta Tatălui? Și Doamne ajută-mă să Te iau pe Tine ca model. L-a luat pe Hristos model odată Pavel. Și a avut îndrăzneala să spună, călcați pe urmele mele, dar de ce? Păi și eu calc pe urmele lui Hristos. Așa de aproape a ajuns Pavel de acest model. Doamne ajută-ne să ajungem tot mai aproape de Tine. Această predică despre model are trei părți. Este un cuvânt aici al atenționării, cuvântul iată, versetul 29, iată, iată. Apoi este un cuvânt al identificării, mielul lui Dumnezeu. Apoi, este un cuvânt al sacrificiului, ridică păcatul lumii. Și aceste trei lucruri ne pot determina pe noi să luăm pe Hristos ca model. Cuvântul atenționării, iată, adică priviți, este în altă traducere. Cine era Ioan? Ioan era cineva.
În Israel, Ioan era recunoscut ca om neprihănit și sfânt. Nimeni nu era ca Ioan în Israel. Irod însuși recunoștea lucrul acesta. Nu îndrăznea să-l ucidă. Era un om popular. Îl știau oamenii. Masele de oameni au început să se miște. Gândiți-vă, după 400 de ani de întuneric între cele două testamente, în care prorocie nu mai exista, în care nu s-a mai scris o literă din Scripturile Sfinte, să apară un om sfânt undeva în pustie și omul acesta să vorbească și Dumnezeu să-i dea o așa autoritate încât să spună Scriptura că mulțimile ieșeau la el în pustia Iordanului. Poate n-ar fi existat atunci, în vremea respectivă, o sinagogă în care să încapă mulțimile astea care ieșeau. Era un suflu nou, era o mișcare nouă, era o mișcare de trezire. Oamenii începeau să-și vadă păcatele. Ei știau că dacă se duc în pustia Iordanului, omul ăsta, Ioan, le știe problemele lor. Duhul Sfânt vine și spune lui Ioan, cum spunea altă dată, prorocilor. Și ne spuneau bătrânii că atunci când se ridica vreun predicator care avea anumite probleme la amvon, din sală sărea prorocul și spunea: tu n-ai drept să predici, că te-ai certat cu soția azi dimineață. Da. Și începeau genunchii. Începeau să se bată și omul stătea jos rușinat și transpirat și roșu la față și: du-te, frate, tu și predică. Nu, zice, eu nu mă duc, că mi-e frică. Acum se supără că nu-l pui să predice. Dar atunci așa era. Era frică, era frica lui Dumnezeu. Se temeau oamenii că mergeau pe câmpie și în pustia iudeii. Și omul ăsta știa că Duhul Sfânt era peste el. Și nu era oricine omul acesta. Și totuși, nu Irod era numărul 1 în Israel, nu. Până la acea dată, Ioan era numărul 1 în Israel. Irod a fost confruntat de Ioan, Irod era edomit. Irod a încercat să intre în grațiile evreilor căsătorindu-se cu fiica marelui preot de la Ierusalim. Irod era cineva, era văzut, le-a construit chiar templul și spuneau ei, 46 de ani, dacă nu greșesc, a durat construcția asta. Și uite cine e Irod, dar nu Irod era numărul 1, era Ioan. Și în momentul când apare acest miel al lui Dumnezeu, Ioan zice: stați un pic, hai să ne înțelegem, nu eu sunt numărul 1 în Israel. Voi n-ați știut, în mijlocul vostru a crescut. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu vreau să vă atrag atenția, nu spre mine, zice Ioan, și nici noi, cei care slujim înaintea lui Dumnezeu la altar, nu vrem să atragem atenția asupra noastră. Iisus, Iisus, Iisus! Doamne, cercetează-ne să înțelegem lucrul acesta. În momentele alea a rostit Ioan cuvântul atenționării și a strigat: iată, priviți ce, și toți oamenii se uită. Și începe Ioan să le spună: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Doamne, cercetează-ne. Ce frumos ar fi ca viața noastră să fie un indicator spre Dumnezeu. Ce frumos ar fi, ce frumos. Pentru că vedeți, fraților și surori, spunea Nicolae Moldoveanu, cuvintele noastre sunt așa de slabe pentru că faptele vorbesc mai tare și ni le acoperă. Și dacă eu mă laud că sunt pocăit și faptele mele arată altceva, sunt păcălit, cum spuneau copiii, că mai râd și ei cu... Da. Ioan era un om al lui Dumnezeu și în momentele maxime ale carierei sale de om al lui Dumnezeu își întinde degetul spre altul și spune: iată mielul lui Dumnezeu. Și merg ucenicii la el. Și vedeți, partea asta introductivă din Evanghelia după Ioan a fost scrisă undeva prin anii 97 după Hristos, pentru că erau niște iudaizatori care au aderat la secta botezătorului. Și ăștia erau numai cu botezul. Amintiți-vă în Fapte, în capitolul 19, niște ucenici ai lui Ioan pe care ia Pavel și catehizează și apoi botează și apoi coboară Duhul Sfânt peste ei.
Erau probleme atunci, că ăștia spuneau, noi suntem adevărații oameni al lui Dumnezeu, nu ucenicii lui Iisus. Iisus e un impostor, a murit pe cruce, Ioan al nostru a murit cu capul tăiat în temnița lui Irod. Ăsta e martir, nu ăla. Ăla a înviat, nu e adevărat. Și erau discuții mari și a trebuit Ioan, evanghelistul Ioan, să ia pur și simplu istoria și să o consemneze. Și să pună în gura lui Ioan Botezătorul aceste cuvinte, predica despre model, și să spună, nu Ioan e model, uite ce a zis Ioan, nu priviți la mine, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez, trebuie ca el să fie mare și eu să fiu mic, eu o să ajung în închisoare și o să fiu tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, până o să ajung într-un mormânt. El va ajunge într-un mormânt, dar va învia a treia zi și va sta la dreapta Tatălui. El este cel mare, eu sunt cel mic. Vedeți? Asta înseamnă predica despre model, prima parte, cuvântul iată. Ioan a zis, nu eu, el. Fraților și surori, orice facem pentru Dumnezeu, dacă cumva ne lăudăm cu ceea ce facem, ne pierdem răsplata și nu mai arătăm spre El, arătăm spre noi și în defavoarea noastră, s-ar putea într-o zi ca lucrarea mea să fie pusă pe focul lui Dumnezeu care va coborî, spune Scriptura, în ziua aceea și Dumnezeu să spună, ai făcut de ochii lumii lucrarea, te-ai dus în misiune să audă alții cât te duci, te-ai dus în misiune pentru bani, te-ai dus pentru faimă, te-ai dus pentru putere, te-ai dus pentru poziție, știi ceva? Uite, tot a ars, tot! Și tu ai rămas cu mâinile goale și vei fi mântuit, dar ca prin foc. Vei fi ca tâlharul de pe cruce, abia vei intra în împărăția lui Dumnezeu și se va închide ușa după tine. Ba, dacă ai căzut în alte păcate, mai stăm la discuții și nu știu cum o să ieși tu cu cămașă curată din discuții. Foarte important lucrul acesta. Vedeți, cuvântul, primul cuvânt din predica despre model este cuvântul atenționării. Eu trebuie să-i atenționez pe ceilalți, trebuie pe mine să mă responsabilizez, să mă atenționez și să spun nu eu, Hristos în voi nădejdea slavei, eu nimic, Hristos totul, căci nu vreau să știu între voi, spune apostolul Pavel, nimic altceva decât pe Hristos. Și pe El răstignit, slăvit să fie Domnul. Vedeți, aici în cursa asta cad mulți creștini. Odată pe muntele schimbării la față în Matei 17, pe muntele acela coborât Moise, Ilie, unul era reprezentantul legii Vechiului Testament, a cuvântului scris, celălalt reprezentantul prorocilor, a cuvântului rostit, al cuvântului de foc. Ilie n-a scris nimic în Scriptură, dar scrie despre el în Scriptură. Moise, în schimb, a scris. Și-au coborât cei doi, bucuroși, bucurie peste ucenici. Vedeți, în toate Domnul a lucrat cu mare înțelepciune. El vorbea în Vechiul Testament că orice lucru trebuie bazat pe mărturia a doi sau trei martori. Și pe muntele schimbării la față trebuiau să fie doi sau trei martori. Pe au fost trei de pe pământ, Iacov, Petru și Ioan. Și au trebuit să fie trei din cer. Și au venit Moise, și au venit Ilie, ăștia erau din cer, dar erau numai doi. Și la un moment dat, unul din ăștia trei martori începe să vorbească, Petru. Doamne, zice, bine să fim aici. Nu știu cine i-o șopti, dar cred că Duhul lui Dumnezeu. Vezi că stai Moise, vezi că stai Ilie. Și-o zis, hai să facem, Doamne, trei colibe. Una-i pentru Moise și noi suntem trei aici, poate ne împărțim. Uite, mie nu-mi prea place, o fi spus Petru în mintea lui, așa cum îi place lui Iacov, poate, Scriptura. Și ăsta Iacov se duce în coliba lui Moise și discută cu Moise despre lege. Mie îmi place, a zis Petru, să mă duc la Ilie, să-mi spună cum a coborât foc din cer, să fac și eu niște mișcări de felul ăsta. Și mă duc în coliba lui. Și apoi bietul Ioan să meargă cu Hristos, că el e apostolul iubirii și stă acolo cu Hristos. Lui oricum îi place foarte mult să stea aproape de Iisus. Și în momentele acelea a trebuit să apară al treilea martor din cer și a fost însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu
despică slava cerească și se aude un glas și spune așa: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Nu Moise, nu Ilie, nu Colibe, nu despărțiri în biserică, nu. Vedeți că și în bisericile noastre se împart de multe ori frații în astea două categorii, sau poate trei categorii. Unul zice, băi, eu numai cu prorociile, dar nu citește Biblia. Altul zice, mă, numai cu Biblia, lasă-le în col de prorocii, nu-mi trebuie mie așa ceva. Și sunt alții care zic, măi, hai să încercăm să armonizăm cele două, că doar îți din Biblie, măi, și îți din lucrarea Duhului Sfânt. Hai să mergem și cu litera, hai să mergem și cu Duhul. Că la Saduchei le-au zis, Domnul, că se rătăcesc, că nu cunosc nici cuvântul, nici puterea. Hai să mergem cu astea două, cu Biblia și cu puterea, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu prorocii, cu Ilie, dacă e cazul, și cu Moise, cu litera, cu cuvântul. Pentru că ăștia doi sunt cuprinși în cuvântul lui Dumnezeu, care era plin de har și de adevăr. Adevărul, legea, și harul, puterea. Doamne, cercetează-ne! Vedeți, e așa de mare pericolul acesta, încât a trebuit chiar Ioan să spună, iată, era primul cuvânt. Apoi a fost al doilea cuvânt și este cuvântul identificării. Mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Nu era orice miel. Și niciodată în lume nu s-a mai vorbit în genul acesta. Este mielul lui Dumnezeu. Și vedeți cum căutăm noi așa modele. Dumnezeu a vorbit în Scriptură cel puțin în două moduri, prin două filiere. În Scriptură vorbim. Prima filieră era vorbirea prin model. Vorbirea prin model. Bineînțeles, biserica tradițională, catolică, ortodoxă, de ce rit ar fi, a folosit la început icoanele. Icoanele erau, și a fost discuție mare, criza iconoclastă și probleme grele. Icoanele erau un fel de cărți puse pe pereți pentru cei care nu știau să citească. Atunci știau numai popii, preoții să citească și oamenii de rând nu știau să citească, dar îi ducea mama de mână la biserică, zice, uite, preotul a zis că ăsta e Ioan, botezător, uite cum scufundă oamenii în apă și la mai departe. Și pe pereți citeau. Asta era cartea lor. Acum noi știm citind, nu ne mai trebuie icoane. Icoana noastră este Iisus Hristos Domnul, dar pe el nu l-a văzut nimeni. Nu l-a văzut. Și atunci nu avem cum să-l facem în icoană, să-l admirăm. N-avem cum. Și aici, în Vechiul Testament, Dumnezeu a venit și a adus câteva icoane și a vorbit prin ele. Prima filieră prin care a vorbit Dumnezeu. A doua filieră era vorbirea pur și simplu cursivă a prorociei, a profeției. Cuvinte care spuneau sus și tare și clar și concis că Iisus Hristos va fi mielul lui Dumnezeu. Și vedeți, sunt cele două filiere. Și modelele sau icoanele din Vechiul Testament apar în cel puțin patru locuri. Amintiți-vă de Abel, Geneza 4:4. Într-o zi aude ceva de la tata, de la mama și aude Evanghelia, proto-Evanghelia, Evanghelia străveche. Și tata și mama le spun la copii și lui și lui Cain și celorlalți, măi, Dumnezeu ne-a scos pur și simplu de la pomul vieții și nu ne-a mai dat drept acolo pentru că am păcătuit. Și când ne-a scos Dumnezeu de acolo, noi ne-am țesut niște veșminte, așa, niște frunze de smochin ca să ne acoperim goliciunea. Înainte eram acoperiți cu slava lui Dumnezeu și când mă uitam la Adam, vedeam slava lui Dumnezeu. Când el se uita la mine, vedea slava lui Dumnezeu, nu vedeam goliciune. Ori din moment ce am căzut în păcat, ne uitam unul la altul și vedeam numai gol. Și în momentul ăla a venit Dumnezeu și a zis, vreau să vă ajut. Dar cum ne ajuți, Doamne? Nu vă ajung hainele de smochin, o să vă arăt eu ce fac. Și a luat Dumnezeu în fața noastră un miel și l-a sfâșiat și l-a junghiat și a luat pielea aia și ne-a acoperit, ne-a făcut haine, tunici de piele, pur și simplu. Și noi am înțeles că într-o zi sămânța femeii se va ridica și va zdrobi capul șarpelui. Și am înțeles că asta este calea lui Dumnezeu trasată pentru noi, copii.
Dacă vreți ca Dumnezeu să vă asculte vreodată într-o zi, dacă vreți să mergeți la altar și să vă rugați pentru păcatele voastre, știți ce să faceți? Luați un miel din turmă, să fie dintre întâi născuți în turma voastră. Mielul ăla să-l junghiați, să-l puneți pe altar. Când vă veți uita la el, să știți că într-o zi va veni un miel al lui Dumnezeu pe pământ și Dumnezeu, văzând sângele, nu al mielului care voi l-ați pus pe altar, ci al mielului lui din cer, vă va ierta. Auziți, copii? Da, tată, da, mamă. Și s-a dus Abel și a luat un miel și l-a junghiat și l-a pus pe altar și Dumnezeu s-a uitat cu milă la el și Dumnezeu l-a socotit neprihănit. Dar Cain a zis, ce-mi trebă mie porunca lui Dumnezeu? Îi aduc aici la Dumnezeu un bostan, îi mai aduc nu știu ce și le-a pus acolo și n-o curs sânge și Dumnezeu a zis, îmi pare rău, îți refuz jertfa ta, pentru că eu n-o să mă uit într-o zi la lumea vegetală, că nu prin asta voi sunteți mântuiți și salvați. Eu o să mă uit la fiul meu, la mielul meu și o să mă uit la sângele lui și prin sângele lui veți fi iertați și vindecați. Și el n-a înțeles. Și este alt exemplu, altă icoană. Amintea fratele Cristi aici despre Isaac. Isaac urcă pe munte cu legătura de surcele în spate, exact cum Hristos Domnul urca pe dealul căpățânii cu crucea în spate, tot cu lemne. Isaac urcă pe munte și este luat de către tatăl său și este legat și pus deasupra pe altar. Hristos urcă și ajunge sus pe căpățâna și este luat, legat și pironit pe cruce. Isaac, în momentul când vede cuțitul tatălui său, știe că toată speranța în viață este pierdută. Hristos se uită la tatăl său, la mâna neîndurătoare și spune, pentru ce m-ai părăsit? Ca și Isaac, altădată s-a văzut și el părăsit de tata. Și în momentul potrivit, Dumnezeu a strigat din cer și a zis, mielul nu Isaac, mielul Isaac e numai o icoană. Icoană despre mielul care trebuie să vină. Mielul se numește Hristos și va coborî într-o zi pe pământ și va fi mielul care ridică păcatul lumii. Vedeți? Noi îl putem identifica prin multe lucruri. Moise, gândiți-vă, Exod capitolul 12. Fiecare casă să ia un miel și sângele lui să fie pus pe ușiori. Și prin ușa asta de sânge, omul să iasă și să meargă spre țara făgăduinței. Pentru că într-o zi, spunea Dumnezeu, voi nu mai recapitulați ce voi face eu. Într-o zi, nu pe ușiorii ușilor voastre de pe strada Mihai Eminescu, numărul 52 sau din altă parte, nu, într-o zi pe ușorii ușilor minții voastre, a rațiunii voastre, a ființei voastre, eu voi veni și vă voi aduce sângele și voi spune, uite, ia sângele acesta, este sângele fiului meu, încingeți coapsele minții cu el, pune sângele acesta acolo dacă vrei să ajungi în țara făgăduinței, în Ierusalimul de deasupra norilor, slăvit să fie Domnul. Și vedeți, aici îl identificăm pe Domnul Hristos. Este cuvântul identificării din predica despre model și predica lui Ioan. Și Ioan spune, iată, mielul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Nu-i mielul lui Isaac, nu-i al lui Abel, nu-i al lui Moise, nu-i mielul lui Ieremia, că într-o zi Ieremia s-a uitat la cei din jurul lui, spune în capitolul 11, și-au zis, eu eram înaintea lor ca un miel pe care îl duci la măcelărie și eu îl preînchipui pe Hristosul care va să vină, pe mielul lui Dumnezeu. Dar zice Dumnezeu, nu-i nici mielul lui Ieremia, e mielul despre care am profețit aici. Tată, unde este mielul pentru arderea de tot? Și citind textul, găsești că scrie că au văzut un berbece. Bă, dar miel sau e berbece? Păi uite de ce a fost berbece. Pentru că trebuia să vină mielul lui Dumnezeu, ca să nu facem noi confuzie. Auzi, fiule, Domnul va purta de grijă. Și când a coborât Domnul Hristos pe pământ, în Ioan, în capitolul 8, se uită la cei din jurul lui și le spune așa, știți ceva? Avraam a văzut ziua mea și când a văzut-o a săltat de bucurie, dar cum e asta? Că zice, tu n-ai nici 50 de ani și l-ai văzut pe Avraam. Zice, da.
Păi când Avram s-a suit pe munte și când i-a spus fiului său, Domnul va purta de grijă, și când a ridicat cuțitul și a vrut să-l înfigă în inima fiului său, și când îl vedea pe fiul lui cenușă, și când s-a uitat înapoi și a văzut într-un tufiș un miel ascuns acolo, a știut Avram și a săltat de bucurie și a zis, da, tată, îți înțeleg inima, pe mine m-a durut pentru copilul ăsta. Într-o zi pe tine te va durea pentru copilul tău care va muri înjunghiat pe un altar. Înțeleg inima ta, dar îți mulțumesc că m-ai iertat. Îți mulțumesc că ești mântuitorul meu prin sângele acelui miel. Și a săltat Avram de bucurie. Vedeți prorocie? Unde-i mielul? Domnul va purta de grijă. Era prorocie. Și o altă profeție, în Isaia, capitolul 53, versetul 7, el a fost dus la tăiere ca o oaie mută, ca un miel care îl duce înaintea celor ce-l tund, așa n-a deschis gura. Și era exact profeția pusă aici. Și apoi mai e profeția asta, iată mielul lui Dumnezeu, profeția lui Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeți, dintre profeții vechi testamentari. Și vedeți, aici îl găsim identificat exact pe mielul. E predica despre model. Este cuvântul identificării. Și apoi e cuvântul sacrificiului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A putut doare vreodată cineva să ridice păcatele sale, numai pe ale sale, și să le poarte? Nimeni niciodată. Presupunem că păcătuiești o singură dată pe zi. 365 de zile într-un an, 365 de păcate. În 10 ani, 3650. Poate trăiești 100 de ani, cum a trăit cela de la Vrancea, a trăit 103 ani. Și ai acolo 36-37 de mii de păcate. Cine ți le iartă astea? Dar presupunem că un om a trăit în viața asta exemplar și nimeni n-a avut ce să-i bage de vină, absolut cu nimic. Dar ca să împlinească Biblia, care spune că nu există niciun om fără păcat, niciunul măcar, în Romani, în capitolul 6, omul ăsta a căzut o singură dată într-o greșeală. Și vine cartea Iacov și spune așa, cine a respectat toată legea lui Dumnezeu, toate poruncile lui Dumnezeu, 614 erau în legea lui Moise, zice, și a călcat una, o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dar cum, Doamne, dar nu ești drept, ba dai drept Dumnezeu. Gândiți-vă că păcatul lui Adam a căscat hăul sub picioarele noastre și iadul este sub picioarele mele. Și Dumnezeu mi-a lăsat din cer, de degetul lui atârnat, un lanț și lanțul acesta are 614 porunci sau verigi. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să-ți cinstești tata și mama, să asculți, să fii așa, să fii așa, să nu fii așa și așa mai departe. Și 614. Și eu mă țin de lanțul ăsta și stau deasupra hăului și mi-e frică și tremur și plâng. Zice Dumnezeu, știi ceva? O verigă numai, o verigă să fie slabă și să se rupă și te duci. Și n-am ce face, că-s om. Și Biblia îmi dă definiție că nu există om care să trăiască pe pământ și să n-aibă păcat. Un păcat! Și se rupe o verigă. Și vine vecinul care o băut, care o dat în cap la alții, care o spart casa altora, care o făcut cele mai mari blestemății din lume. Sau vine un sălbatic din Africa sau din altă parte, căruia îi plăcea cel mai mult friptura de om. Da. Și vine sălbaticul ăla și Dumnezeu zice, uite, și el a fost atârnat de degetul meu și la el s-o rup mai multe verigi. La tine una singură. Și amândoi ajungem în același loc. Dar de ce? Vedeți, asta deja e disperarea crucii. Aici Dumnezeu vrea să mă aducă într-o disperare în care să încep să strig, să bocesc, să mă bat cu pumni în cap, dacă e cazul să-mi smulg părul, să nu mai știu pe unde să ies afară din casă până nu aflu răspuns la problema mea și să spun,
Ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? Eu vreau să fiu mântuit, eu vreau să scap. Și zice Dumnezeu, uite-te la predica despre model. E o predică foarte clară. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă te vei uita la el, dacă păcatele tale care sunt multe le vei lua și le vei pune în mâna lui, el va zice, uite, în rana mea ești vindecat, ești tămăduit, ești iertat, ești eliberat. Eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și vedeți, aici vrea Dumnezeu să ne ducă. Este cuvântul despre sacrificiu. Și mă mir și mă bucur. Acest miel, acest sacrificiu al lui Dumnezeu excelează prin natura lui. Gândiți-vă, miei din timpul lui Moise și din timpul lui Hristos erau necugetători, nu gândeau, n-aveau minte. Erau animale, fără rațiune. Mielul lui Dumnezeu este înțelepciunea, știința lui Dumnezeu, comoara lui Dumnezeu de înțelepciune. El este cuvântul. La început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Miei din timpul acela erau niște miei care aduceau tot felul de beneficii. Tot felul de beneficii. Gândiți-vă, Migdal Eder, cătunul turmelor, era un cătun unde se creșteau miei pentru jertfă, marele preot îi creștea acolo, făcea afaceri grase cu ei. Gândiți-vă, 260 și ceva de mii de miei, 240 și ceva de mii de miei, scria în istorie, și când mergea evreul bietul cu mieluțul lui la piept să-l ducă la templu, venea inspectorul Luana, că Poiana a fost dat deoparte, că prea era de tot cum făcea el afacere. Venea inspectorul, zice, ăsta are o zgârietură aici după ureche, dar tu nu o vedeai. Zice, ți-l refuză marele preot, n-are ce să intre la slujbă, la jertfă. Și ți-l refuza. Și dincolo stătea ăla cu masa, cu banul, și zice, ai miel refuzat? Da, hai că îți dau jumătate de preț pe el. Și îl punea în cătunul turmelor, în turmele marelui preot. Și când te duceai să aduci jertfă, zice, hai și cumpără un miel. Și îți cumpărai tot mielul tău, dar plăteai pe el două, trei prețuri. Și făcea marele preot o mulțime, o groază de bani. De-aia a fost supărat pe Domnul că i-a scos cu bicele afară, că i-a scos oamenii lui. Și au zis, da, i-ai scos afară cu bice, eu te pun pe cruce și scap de tine, că mi-intra afaceri, îmi trebuie bani. Și vedeți, mielul lui Dumnezeu excelează prin beneficiile care le aduce. Dacă mie ei aduceau bani în buzunarul lui Ana și a lui Caiafa și până la urmă banii aceia, bani murdari, și oamenii ăștia au murit și au lăsat averile în urma lor, mielul lui Dumnezeu mi-aduce cerul întreg, îmi aduce străzi de aur, îmi aduce porți de mărgăritar, îmi aduce râul vieții, pomul vieții. Ăsta e mielul adevărat al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Mielul lui Dumnezeu excelează și prin eficiență, e eficient. Dacă miei iudaismului trebuiau duși o dată pe an, ne spune Cartea Evreilor, capitolul 9, mielul lui Dumnezeu a fost adus o dată pentru totdeauna, lăudat să fie numele Lui. Nu mai trebuie să mergi în turma marelui preot și să cumperi miei. Nu, mielul care s-a coborât a adus jertfă în locul tău, lăudat să-i fie numele. Apoi acest miel al lui Dumnezeu excelează și prin aria de acțiune. Gândiți-vă că miei ăia erau doar limitați la poporul Israel. Dar când s-a coborât mielul lui Dumnezeu, el s-a jertfit și pentru români, și pentru romi, și pentru africani, și pentru chinezi. Peste tot în lumea aceasta, victoria crucii are putere, lăudat să fie Domnul. Și revin la cele trei lucruri din predica aceasta despre model și apoi mă opresc. Cuvântul atenționării, iată, iată. Apoi, cuvântul identificării, mielul lui Dumnezeu. Și apoi, cuvântul sacrificiului, ridică, anulează păcatul lumii.
Gândește-te ce model ai în viață și dacă nu-l ai pe acesta, ia-l pe el singurul tău model și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.